Salutare tuturor și bine ați revenit la Școala de Cripto. Astăzi vom discuta despre cel mai bogat om din cripto și anume vom vorbi despre Elon Musk, care probabil își pierde mințile sau încearcă să vadă cât de naivi sunt proprii săi fani, da? Pentru că, după cum știm, este foarte popular, da? Unul dintre cele mai populare personaje sau persoane publice din lume, chiar și pe Twitter are undeva la 122 de milioane de follower, da? Și aici face, din câte am observat, ori face extraordinar de multe experimente, ori o cam ia razna și cam pierde mințile, sau cel puțin asta mi se pare mie la momentul actual. Haideți să vedem ce se întâmplă cu Elon Musk și cu Twitter în general, pentru că ne interesează, după cum știm, Elon Musk, o persoană destul de activă, da, pe piața cripto în general. Acesta acționează prin a manipula în general criptomoneda Doge, dar nu numai. În general, el cam pe aia stă, cam pe aia o manipulează în general, dar nu se oprește doar acolo. Da? Haideți să vedem un pic ce s-a mai întâmplat în legătură cu Elon Musk și cu Twitter, să vedem de ce cred că începe să-și piardă mințile sau face extraordinar de multe experimente pentru a testa naivitatea fanilor săi. În primul rând, începem cu ceva interesant legat și de spațiul cripto. Aici nimic neapărat anormal, da? Twitter adaugă prețurile criptomonedelor și acțiunilor, da? În rezultatele de căutare, dacă ne ducem aici, da? Și să zicem că vrem prețul Bitcoin, să vedem, da? Punem aici semnul dolarului și punem BTC, dăm Enter și aici, în teorie, ar trebui să ne apară, da, un grafic de la TradingView, da? Și ne arată practic prețul Bitcoin. Sau dacă vrem, de exemplu, haideți să luăm ETH-ul, da? Semnul dolarului și punem ETH. Dar, din câte am observat, nu merge chiar pentru toate. Văd că mi-a dispărut acum. Nu merge chiar pentru toate. Am încercat mai înainte, de exemplu, să pun așa LTC de la Litecoin, da? Și nu mi-apărea. Nici acum nu apare, din câte se pare. Deci merge pentru unele, pentru altele nu. În schimb, de exemplu, dacă scriem aici TSLA, da? Ticker-ul pentru Tesla. Wow, dar de ce mi-a dispărut? Stați un pic așa, cred că este din cauza unei extensii pe care o am activă, să vedem. Dar era din cauza unei extensii, așadar acum apare și nu mai dispare prețul Tesla, da, acțiunilor la Tesla. La momentul actual, 128, scădere dramatică pentru Tesla, dar la începutul anului mi se pare că era pe undeva pe la 300, acum este pe la 128, da, scădere extraordinar de mari. La fel și în cazul Meta, dar și Amazon. Amazon și-a pierdut undeva din capitalizarea de piață cam un trilion, atenție, la un trilion, deci nici toată piața cripto în momentul actual nu are capitalizare de piață de un trilion. Dar știm foarte bine, da, Amazonul, da, una dintre cele mai mari companii din lume. Deci cam asta se întâmplă la momentul actual cu Twitter, mai implementează ceva funcție. Acum ceva interesant legat de Elon Musk. Prin martie 2022, da, putem observa, Elon Musk spunea că nu își va vinde Bitcoin, da, Ether sau Dogecoin, nu își va vinde, da, acele criptomonede, da, putem observa aici, I still own and won't sell my Bitcoin, Ethereum or Doge. Și ce se întâmplă la câteva luni distanță, deci aici eram în martie, luna a treia, ce să vedem prin iulie, pe 20 iulie, se pare că acesta a anunțat că va vinde 75% din deținerile de Bitcoin, da, de la Tesla, și atunci a vândut, mi se pare, deci de la 42.000, momentan mai au undeva la 10.000, deci au vândut cam vreo 31-32.000 de Bitcoin, dar rămânând cu 10.000 la momentul actual. Aici, dacă vreți să vedeți, de exemplu, companiile publice care dețin Bitcoin, puteți să intrați aici pe Buy Bitcoin Worldwide și căutați această secțiune, Bitcoin Treasuries. Și aici putem observa ce companii publice dețin Bitcoin. De exemplu, avem MicroStrategy, da? Cu 130.000 de Bitcoin în momentul actual, în valoare de 2 miliarde de dolari, peste 2 miliarde de dolari la valoarea de astăzi, da?
la prețul de astăzi al Bitcoin. Galaxy Digital Holdings, da, cu 40.000, Voyager Digital, care momentan, deja de câteva luni au declarat faliment, da, și cei de la Binance acum ar trebui să le cumpere activele, da, active pe care cei de la Binance dau undeva la 1 miliardă de dolari și un pic. Marathon Digital Holdings, aceștia sunt practic o companie de minat Bitcoin în general. Tesla, mă rog, știm cu toții despre Tesla, Coinbase Global, Exchange-ul, Hut 8 Mining Corp, încă o companie de minat, Block Inc., asta a fost fosta platformă Square, redenumită în Block, și Riot Blockchain, da, tot un miner de Bitcoin. Bun. Deci, în mare parte aici avem mineri, avem exchange-uri și avem. Bun, unde am rămas? Deci ziceam că aici avem companii publice, da, care dețin Bitcoin și putem să vedem ce companie publică deține anumite cantități de Bitcoin. Sau dacă mergem mai în jos, putem observa, de exemplu, și totalul de Bitcoin deținut de anumite entități, da, de exemplu, ETF-uri, da, țări, companii publice sau companii private. Și aici putem observa, da, ETF-uri, în total, ETF-urile în general, aici, din câte se pare, dețin undeva la 808.000 de Bitcoin, da? Deci, 13,5, în valoare de 13,5 miliarde de dolari, țările undeva la 244.000. Ia să vedem ce țări dețin afară de El Salvador. Ciudat, ia. Ah, China deține? Nu știam că deține China. Ok. Deci, chinezii dețin 194.000 de Bitcoin. Valoare de 3 miliarde și ceva. Ucraina, 46.000, dar aici cred că Ucraina, din donații, că știu că primiseră foarte mulți BTC și ETH în donații, poate mai și cumpărat între timp, nu știu. El Salvador au și adoptat Bitcoin ca și monedă oficială, da, în țara lor, Finlanda și Georgia. Ok, interesant. Bun, hai să trecem mai departe. Aici încă ceva interesant legat așa de Elon Musk și starea sa mentală la momentul actual. Aici spunea practic că angajamentul său față de libera exprimare se extinde chiar și până la a nu-l bana, dar a nu-l interzice, să spunem așa, a nu elimina contul celui care îi urmărește avionul și care publică, da, unde se află avionul său privat. Și spune acesta chiar dacă acest lucru implică și un potențial risc de siguranță personală. Da, în primul rând, sunt o grămadă de platforme pe care poți să-ți iei un abonament și să vezi majoritatea private jet-urilor, deci practic majoritatea avioanelor private, să spunem așa, pe care miliardarii le dețin și așa mai departe, și să vezi unde se duc acum. Nu scrie acolo neapărat că avionul ABC321 aparține lui Elon Musk sau că aparține lui Jeff Bezos sau că aparține unei alte persoane. Dar dacă știi cui aparține, mă rog, dacă știi cum este, să spunem așa, între ghilimele, înmatriculat sau identificat acel avion, da? Avionul lui Elon Musk, de exemplu, îți dai seama că este al lui și atunci poți să vezi și să-ți dai seama cam pe unde se plimbă Elon Musk, da? Iar acea persoană, da? O persoană care era practic un student la o universitate din Florida Centrală sau ceva de genul, asta a făcut, se identificase practic avionul lui Elon Musk, avionul privat, și publica, da, pe Twitter, avea un cont și publica locațiile în care se află acel avion privat și cam atât, da, iar apoi, deci asta se întâmpla prin noiembrie, atunci când cumpărase Twitter-ul, da, zicea că e totul ok, nu voi bana nimic, nu voi interzice nimic, nu voi elimina contul, da, și apoi ce să vezi, pe 15 decembrie, da, și acum o săptămână, Elon Musk
îl dă în judecată, dă pe acel student, pentru că public, pe Twitter, unde se află, mă rog, avionul său privat. Și, în plus, i-a șters contul de Twitter. Acesta era contul de Twitter prin care acel student publica, practic, locațiile, sau locația la care se afla avionul privat al lui Elon Musk, dar și contul de Twitter personal. Ok? Bun, aici aveți mai mult, puteți să căutați acest titlu de articol și o să-l găsiți dacă vreți să aflați mai multe detalii. Deci, mai departe, în continuare, la nicio zi distanță, Twitter suspendă, Twitter desigur a luat aceste decizii pentru că Elon Musk, da? Pentru că Elon Musk este, da, cum ar veni acum, dictatorul de la Twitter, să spunem așa. El dictează ce se întâmplă, da? Așadar, Twitter a suspendat practic conturile unor reporteri de la Times, de la Post, de la CNN, da? Deci publicații foarte, foarte importante, pentru că acesta spune că acești reporteri, da, prin articolele pe care ei le scriu și prin ce publică ei pe Twitter, îi pun viața în pericol, da, în pericol de asasinare, da, și aici avem în acest articol, da, ni se spune nu doar reporteri de la Times, Post și CNN, dar acestea sunt publicații foarte importante, dar și de asta au fost puse în titlu, dar și reporteri de la Washington Post, la New York Times, CNN, Substack și Voice of America, da? Bun, deci ce făceau aceștia? Păi foarte simplu, da? De exemplu, când a fost atunci în România, cu toate că cele au fost fake news-uri, da? Să zicem că Elon Musk se duce la Castelul Bran. Da? Și toată lumea scrie, Elon Musk se află la Castelul Bran. Ea l-a luat acest lucru, da? Ca și cum acele articole despre el i-ar pune viața în pericol, da? Că ar putea fi asasinat pentru că acei jurnaliști scriau despre el. În primul rând, în momentul în care ești o persoană publică, îți asumi faptul că presa sau alte persoane își vor da părerea despre tine, vor spune de te afli și așa mai departe. Asta nu te pune neapărat în pericol de asasinare sau nu știu de ce ar crede acest lucru. Mă rog, a încercat să cenzureze, da? Să cenzureze foarte mult. După ce a făcut aceste lucruri, plus după ce a vândut acțiuni, da, 22 de milioane de acțiuni de la Tesla pentru 3,6 miliarde de dolari, a făcut asta din nou, mai a făcut deja asta, nu mai știu, în noiembrie sau septembrie, nu mai știu exact, tot așa vândut foarte multe, e că parcă scria în acest articol, noiembrie mai vânduse în de la 19,5 milioane de acțiuni Tesla. Da, deci foarte recent începe să vândă din ce în ce mai multe acțiuni la Tesla. Interesant. Deci după ce a făcut chestia asta cu practic interzicerea acestor jurnaliști, acestor reporteri de la publicații foarte mari, foarte importante, după ce a vândut din nou acțiuni de la Tesla, da, foarte, foarte multe acțiuni, Tesla practic a fost, să spun așa, retrogradată pe Wall Street, da? Din cauza acestor lucruri pe care Elon Musk le face. Și aici avem un articol, da, dedicat acestui lucru, da? Deci, practic, cei de la Oppenheimer and Company, deci, practic, o bancă de investiții, să spun așa, foarte importantă, și-a retrogradat ratingul pentru Tesla. Da, Tesla, companie unde Elon Musk este CEO, da, este CEO la mai multe companii, printre care și Tesla, Tesla fiind cea mai importantă companie la care el este CEO, da? Aceștia au retrogradat ratingul pentru Tesla pentru că, da, Elon Musk ia niște acțiuni foarte, foarte riscante, da? Care ar putea duce la prăbușirea Tesla și vedem că acțiunile la Tesla scad de la o zi la alta, după cum v-am spus, la începutul acestui an era la 300, 300 și ceva, nu mai știu exact. La momentul actual este sub 130, deci scade de la o zi la alta
Cred că doar cei de la Meta au mai avut scăderi de genul. Cei de la Amazon știu că au avut scăderi undeva la 40 sau 50%, ceva de genul, dar Tesla 70-80%, Meta tot pe acolo, mai puțin, nu chiar așa de mult, dar tot pe acolo se învârte și cei de la Meta. Meta, pentru cei care nu știu, compania care se află practic în spatele, Facebook, Instagram, WhatsApp, Oculus și așa mai departe. Compania lui Mark Zuckerberg, să spun așa. Bun, și cam asta se întâmplă cu Elon Musk. Mai avem aici încă un lucru. Elon Musk spune că va renunța la mai fi CEO pentru Twitter. Deci nu va renunța la a deține Twitter, ci va renunța la mai fi CEO, da? La mai se ocupa de Twitter în mod activ. Și spune că va face acest lucru de îndată ce va găsi pe cineva, pe o persoană capabilă, dar care poate să fie CEO la Twitter. Totuși, pentru că a organizat aici un sondaj, da, pe contul său de Twitter, să vedem dacă îl găsim, în care practic întreba, mă rog, cum întreba, nu-i că întreba pe toată lumea, întreba practic persoanele care urmăresc pe el, că nu-i că o să-mi apară mie direct acel sondaj dacă eu nu-l urmăresc. Nu mai găsesc acel sondaj, o să vedem. Cred că am trecut de el. Aici. Aici un sondaj, da, în care spune dacă ar trebui să își dea demisia, mă rog, să nu mai fie CEO la Twitter. Da? Cred că deja avea de gând să facă acest lucru, doar că a vrut să supună acest lucru și la votor, cum în orice caz. Dacă persoana ar fi spus da sau dacă ar fi spus nu da, sau, mă rog, în acest caz fanii săi, pentru că văd aici 17,5 milioane de voturi, el are undeva la peste 120 de milioane de urmăritori, deci undeva la 13, 14, 15% din urmăritorii săi au votat aici, da? Și 57,5% dintre ei au spus că mai bine și-ar da demisia din poziția de CEO și să lase pe altcineva. În continuare, el a spus, da, după cum am văzut și în acel articol, că el își va da demisia, nu va mai fi CEO de îndată ce va găsi pe cineva capabil, da, să facă acest lucru, să fie noul CEO al Twitter, dar mai spun acesta, dacă găsesc aici tweet-ul, ia să vedem dacă îl găsesc. Nu, nu-l mai găsesc, cred că ar trebui să fie pe aici, dar nu-l găsesc eu la momentul ăsta. Mai spunea practic faptul că el se va ocupa doar de echipa de software, spunea, și de servere, de echipele care se ocupă partea de software și de servere, deci practic va fi un fel de CTO, da? Se va ocupa practic de partea tehnică, să spunem, a Twitter. Sau asta e cel puțin ce spune în momentul actual, pentru că nu știi ce se întâmplă, e un fel de Putin spune ceva, face altceva și tot așa. Nu, este imprevizibil. Ok, și foarte, foarte, foarte schimbător. Apoi, tot așa, Twitter, desigur, sub dictatura lui Elon Musk, aceștia practic și actualizaseră politica lor, da, de la Twitter, adică termenii și condițiile, gen, și cam ce poți să faci tu pe acea platformă. Practic, spusese, și cum își updataseră ei, cum își actualizaseră ei acea politică de la Twitter, că orice link către platforme externe, și erau acolo mai multe platforme, gen, erau Instagram, Facebook, și încă vreo 3-4 platforme de social media foarte, foarte mari, orice link, dacă către acele, dacă îți publicai, de exemplu, dacă spuneai la profil, să spunem, un link către Facebook sau către, nu știu, Instagram, sau dacă publicai un tweet în care puneai un link către Instagram, Facebook sau alte platforme, trebuia ca acel tweet sau contul tău de Twitter, de exemplu, să fie ori dezactivat, ori să nu ți se permită să faci așa ceva și așa mai departe și practic de la o zi la alta acest lucru a
a fost anulat, deci a fost practic aplicat într-o zi, iar apoi ziua următoare a fost anulat, nu s-a mai făcut acest lucru, da? Și asta, desigur, tot un lucru dictat de către Elon Musk a fost, pentru că până la momentul actual, da, până ca Twitter să fie în posesia lui Elon Musk, da, în administrarea sa, politici de genul, da, actualizarea politicilor Twitter nu se întâmpla așa de pe o zi pe alta, nu se schimbau lucrurile după cum avea chef o persoană, da, pentru că, după cum știm, în boardul de administrare al Twitter este Elon Musk și cam atât, că i-a dat afară pe majoritatea, a concediat majoritatea directorilor din Twitter, da? A concediat majoritatea angajaților. Acum și pentru cei de la Tesla, din câte se pare, se apropie cam același sfârșit, să spunem așa. Recent le-a spus că vor fi probleme și că să se pregătească, pentru că mulți vor fi concediați. E o situație foarte nasoală, să spunem așa, pentru Tesla și pentru Twitter, sub conducerea lui Elon Musk. Bun. Deci cam asta a fost legat de Elon Musk și, nu știu, spuneți-vă și voi părerea în comentarii. Această persoană, dar cea mai bogată persoană din cripto, își pierde mințile cu adevărat, sau este doar un mod prin care el încearcă să desfășoare mai multe experimente prin care să testeze naivitatea fanilor săi și persoanelor în general. Da, cam atât. Sper că acest video a fost util, sper că v-a plăcut. La revedere!